Este un autor al Bibliei care a avut un IQ foarte ridicat. Știți cine e? Împăratul Solomon. Și în cartea Ecclesiastru, capitolul 11, versetul 1, 11 cu 1, ușor de ținut minte, el face o recomandare. Aruncă-ți pâinea pe ape. Și după multă vreme, ce se va întâmpla? O vei găsi iarăși. Într-una din zile, un țăran se plimba în natură, a ajuns lângă un lac și la un moment dat a auzit o voce, a auzit zgomot. Când se uită atent, un tânăr a fost prins în mlaștină până la brâu și striga cât putea, poate îl va auzi cineva să-i ofere o mână de ajutor. Fermierul, când l-a văzut, n-a mai stat pe gânduri, s-a dezbrăcat, s-a aruncat în mlaștină, era cât pe aici să-și piardă și el viața, însă cu un efort susținut în cele din urmă a reușit să-l salveze pe acel tânăr. A doua zi, în fața casei lui apare o caleașcă elegantă. Din ea a coborât un nobil îmbrăcat în haine scumpe și după ce l-a salutat, acest fermier a zis: eu sunt tatăl celui care i-a salvat viața. Am venit să te răsplătesc. Vreau să-ți ofer o mare sumă de bani. Deși omul trăia în sărăcie, a zis: îmi pare rău, nu pot să primesc bani. Ce am făcut ieri, nu am făcut-o cu scopul de a câștiga bani. Și în timp ce încă mai schimbau amabilități, apare în fața colibei fiul fermierului, care asculta și el atent dialogul. Și nobilul a zis: ok, dacă nu vrei să primești bani, îți fac o ofertă. Dă-mi voie să ofer fiului tău aceeași educație pe care o ofer fiului meu. Și sunt convins, dacă acest băiat seamănă cu tatăl lui, într-o zi va ajunge departe. Și fermierul s-a învoit la aceasta, a acceptat. Acest tânăr a avut privilegiul să urmeze școli înalte, de top, și în cele din urmă a absolvit medicina și a făcut poate practică la spitalul St. Mary din Londra. A fost un tânăr ambițios, harnic, responsabil, a continuat studiile, cercetările și în cele din urmă a ajuns să-l cunoască toată lumea, chiar și noi cei din România. Numele lui este Alexander Fleming. Știți ce a descoperit el? Penicilina. Sigur că da. An mai târziu, tânărul care a fost salvat din mlaștină s-a îmbolnăvit grav de pneumonie. Medicii au zis că mai are doar câteva zile de trăit, va muri. Și de data aceasta, fiind pe marginea grupei, a fost salvat pentru a doua oară, de data aceasta nu de fermier, ci de penicilina descoperită de fiul fermier. Și poate ne întrebăm cine o fi fost fiul acestui nobil pe marginea gropii care a fost salvat de două ori. Nu a fost altcineva decât Sir Winston Churchill. Am auzit de el, un mare politician, a fost și ofițer și prim-ministru într-o perioadă critică a Angliei, când a fost al doilea război mondial, a avut două mandate. Viața e frumoasă și interesantă, e adevărat? Viața e frumoasă, mai puțin frumoasă, cred că în funcție de ochii privitorului. Însă este interesant modul providențial cum conduce Dumnezeu istoria și cum conduce viața personală a fiecăruia dintre noi. Absolut nimic, și subliniez nimic, din tot ce se întâmplă în viața noastră nu e la întâmplare. Nu știu acum dacă subscrieți sau nu, sunteți de acord. Un marxist spune același lucru. Dacă există Dumnezeu, atunci nu există întâmplare. Și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, fiind preocupat de bunăstarea, fericirea noastră, a dat mai multe legi. Legea morală, da? Cuprinsă, rezumată în 10 porunci. Legea sănătății, trecut în Vechiul Testament. Ce să mâncăm, ce să nu mâncăm. Da? Ce e bun, ce nu e bun pentru sănătate. Am mai dat o lege, chiar dacă nu este redată explicit în Vechiul Testament, legea cauzei și a efectului. Lucrul acesta îl subliniază și înțeleptul Solomon când spune: aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Absolut tot ce pleacă se întoarce. Supa pe care o facem altora trebuie să o gustăm noi mai întâi. Mai devreme sau mai târziu. Orice cuvânt, orice faptă se va întoarce ca un bumerang asupra noastră. Cel mai mic gest de bunătate pe care îl facem în mod dezinteresat, poate l-am uitat de mult, într-una din zile ne va bucura inima când se va întoarce asupra noastră. Dar la fel de valabil este și faptul că acele fapte lipsite de iubire sau cuvinte care reușesc să rănească inimile celorlalți, într-o zi se vor întoarce și ele asupra noastră. Și dacă am fi conștienți, fiecare dintre noi, de această lege, în mod cert, cred că am trăit altfel și poate uneori am face alte alegeri în viață. Legea cauzei și a efectului, vreau să vă spun că se aplică foarte bine și în domeniul sănătății. Cei care sunt dependenți de zahăr și consumă multe dulciuri, mai devreme sau mai târziu, posibil să aibă probleme cu ficatul sau steatoză hepatică. Doamne, dar n-am consumat niciun gram de alcool. Cum de? Trebuie să trec pe aici. Cei care fumează, numai că fumatul este de 2 ori, știți? Activ și pasiv. Dacă stai în prezența unei persoane care fumează, ești fumător pasiv. Trebuie să fie conștienți că plămânii lor vor avea de suferit într-o zi. Lipsa de mișcare sau, altfel spus, lipsa oxigenării celulelor din corpul nostru și aceasta, într-o zi, va cauza boală sau va veni cu efecte negative asupra noastră. Lista poate continua, însă vreau să închei. Lucrați cu dăruire, ca și cum n-ați avea nevoie de bani. Iubiți, chiar dacă cei din jur continuă să vă rănească. Și trăiți ca și cum cerul ar fi deja pe pământ. Doamne ajută! Urmează corul personalului la pian. Gabriel Dumitrescu ne vor prezenta Ecoul, doar ecoul, nu și piesa. Ecoul unui cânt, 724, după care va fi prezentată statistica seriei 624 de către asistentul șef Sorin Capră. Se ascultă! Așa cum s-a anunțat, am bucuria să vă spun câteva cifre despre dumneavoastră care ați participat la seria cu numărul 12 din anul acesta, serie care s-a desfășurat în perioada 23 iunie 4 iulie 2024, seria cu numărul 624, o serie fierbinte, dar s-a mai și răcorit un pic așa. Total participanți, 58, chiar că a fost o serie fierbinte. Reveniți 21 de data aceasta, nou veniți 37. Bărbați 18, doamne, femei 40, da, în minoritate bărbații. Din țară 48, din străinătate 9, respectiv 6 din Germania, fie localnici, adică născuți acolo, fie rezidenți, din UK 2 și din Canada 1. De pe teritoriul țării noastre au fost reprezentate 15 județe plus capitala. Unde credeți că s-a mutat capitala în această serie? Iarăși a doua serie consecutiv, Banatul și Fruncea. Timișul a avut 11 oaspeți. Apoi Aradul 2, Hunedoara 1. Nisudul nu s-a lăsat, de asta a fost așa de cald, a avut destul de multe județe, 9. Prahova, 7 oaspeți, Bucureștiul 4, Doljul 2, Argeșul 3, Brăila 2, Ilfovul 1, Gorjul 1, Teleorman 1 și Constanța 1. Din centrul țării au fost reprezentate 3 județe, respectiv Brașovul, de unde am avut 4 oaspeți, Mureșul 2, Sibiu 1 și Clujul, un pic de răcoare, de acolo au venit 5 oaspeți, toți din Cluj, din nordul țării. Deci, vârsta media serii a fost 65,2 ani. Da. Am avut mezini și, acum spuneți dumneavoastră, cine a fost mezina seriei? Hai că v-am încurcat. Da, nimeni nu spune nimica. Deci a fost o singură mezină reprezentată în 2 persoane. Emma și Andreea, sigur, da. Sep, Silvia Orșoia și Tove și Teodora, care amândouă fac împreună 54 de ani. O curiozitate, care s-a născut prima dintre voi, gemenelor? Deci tu ești prima, dar tu ești cea mare, tu ești cea mică. Bine. Ele au fost mezinele. Pentru polul de echilibru, domnul Presecan Gheorghe, nu spunem vârsta, decanul de vârstă. Să-i aplaudăm pe toți 3. Cele 2 mezine și decanul de vârstă. Pe grupe de vârstă lucrurile s-au prezentat astfel. Între 21 și 30 de ani mezinele, între 31 și 40 3 oaspeți, între 41 și 56, între 51 și 69, între 61 și 70, aici e media 19, între 71 și 80 13 și octogenari, peste 85. Familii 14 în această serie, fain, că o să vă ajutați probabil și la bune și la rele. Familia Badea, Băban, Botezatu, Cătălin, Ghinete, Iriza, Joantă, Luță, Popa, Preda, Sengewald, dacă am citit bine, Stănescu, Vizitiu și familia formată din domnul Drăghiciu și doamna Zitar. Din punct de vedere al apartenenței religioase, 32 dintre oaspeți aparțin bisericii ortodoxe, 2 bisericii catolice, 1 bisericii greco-catolice, apoi din zona neoprotestantă, 13 biserici adventiste, 6 bisericii penticostale, 4 bisericii baptiste. Dar nu s-a certat nimeni cu nimeni, nu? Bun, foarte, nici nu trebuie. Din punct de vedere ocupațional, la putere în această serie au fost inginerii, științele fixe, 12 la număr, din diferite domenii, 12 ingineri. Profesori iarăși au fost la înălțime și normal, s-a cam terminat școala, au venit și dânsi în vacanță, 10, atât profesori universitari, preuniversitari, din învățământul primar, din învățământul gimnazial, liceal și așa mai departe. Economiști contabili și au fost finanțiștii prezenți, 9 la număr, apoi 3 manageri, 2 consilieri juridici, un sociolog, un ofițer MAPN, un laborant, un agent de vânzări, un laborant chimic, un medic, un medic stomatolog, un biolog, trei asistenți medicali, un operator, un electrician, un dulgher sudor, un croitor, broder, un constructor, un cofetar, un patiser, un bucătar specialist în bucătăria italiană, doi muncitori și doi păstori a Evangheliei, doi pastori. Din punct de vedere al problemelor de sănătate, nu scăpăm și nu scăpăm de obezitate. Ce să-i facem? 24 dintre oaspeți erau în zona aceasta la venire, cu indice de masă corporală peste 30. Media este 30,4. În zona preobezității, 19. Însumate, 43 de cazuri din 58. Și mai spunem noi că nu se trăiește bine în România. Păi dacă nu se trăiește bine, de unde atâta investiție? Apoi, dislipidemii, colesterol ridicat, trigliceride, 34 la număr, cel puțin la venire. Diabet 14 mai dulci plus 1 în plus descoperit de laborator. Hipertensiuni arteriale 27, afecțiuni reumatismale și astea multe, artroze 29, cardiopatie ischemice 4, infarcturi de miocard în antecedente 1, AVC tot în antecedente 1, 12 afecțiuni circulatorii periferice. Și restul știți dumneavoastră pe la domn doctor ce a spus pe acolo, steatoză hepatică, steatoză pancreatică, aici colea câte o țigaretă, aici colea câte o problemă respiratorie, câte o depresie și câte un concediu, de ce nu. Cum s-a mișcat situația? V-am văzut pe la domn doctor, așteptați, înfrigurați acolo, nu că vă era frig, vă era frică. Și probabil că ați ieșit mai încrezători, mai cu zâmbetul pe buze. Ați avut și motive, pentru că colesterolul total a scăzut în medie cu 34,3 mg pe decilitru în 55 de cazuri. A și crescut în 2 cazuri, dar nu-i bai mare pe acolo, fără repetiție o singură persoană. Eu constat că ori de câte ori repetăm analizele în oraș după ce le-am făcut aici prima dată, ies mai bune decât la noi. Eu mă așteptam, eram tare înfrigurat și seria trecută și seria asta, zic să vezi numai că, pentru că, aici fac o paranteză, fiecare laborator are proprii reactivi și e bine ca să-ți faci analize cam la același laborator. Dar cum laboranta noastră a trebuit să plece în concediu, care e un mare eveniment, am dus analizele în Târgu Mureș. Și este chiar mai bine decât la noi a ieșit. Pentru că media la hierghelie e 30. La ei a ieșit 34,3. Avem un campion. 223 de miligrame a scăzut. Nu știu cum a dat jos atâtea. Pe unde a avut? A avut de unde? Că a avut 300 și nu știu cât. Altcineva 91 de miligrame. Altcineva 65. Eu aș putea să zic și nume, dar nu zic decât cifre. Vă las pe dumneavoastră, când veți avea microfonul în mână, să ne spuneți dacă o să vă simțiți confortabil. Ați venit cu media de 194,3, plecați cu 160, plecați pe verde. Tot ce e în zona de 160 e bine. Sigur, ideal e 100 plus vârsta, știți. Trigliceridele, doar astea le-am putut cuantifica, au scăzut în medie cu 27,7 și astea cu aproape 30, în 52 de cazuri. Au staționat într-un caz, au și crescut în 4 cazuri, dar din nou în zone normale și aceeași persoană care nu a vrut să-și facă repetiția. Vârfuri, 96, 92, 71, iară scăderi frumoase. Ați venit cu 131,7, ați venit cu ele bune media, vorbesc media, tot ce e sub 140 e ok, dar plecați cu 104, sunteți mult mai tineri. Glicemiile la cei vizați au scăzut în medie cu 6,8 mg, scuze, în 10 cazuri. Nu au fost foarte mari, ați venit cu 123,6 și plecați cu 116,8, vorbim de medie. Am avut și creștere aici de 3 mg, dar aici uneori sunt discutabile, mai schimbați medicația, mai scădeți-o, mai... Da, în timp se reglează. Tensiunea arterială a scăzut și ea în medie cu 14 pe sistolă și cu 8 pe diastolă. Nu e chiar puțin, pentru că ați venit cu 147 media per 84, asta înseamnă, mă refer la cei vizați, asta înseamnă că nu era bine, tot cei peste 130 e rău, și plecați cu 133,76 media, ceea ce deja sunteți într-o zonă normală. Vorbim de medie. Da? Bun, kilogramele au scăzut și ele cu 1,5 kg, nu chiar așa de mult ca în alte serii, probabil că v-a plăcut mai mult mâncarea. În 49 de cazuri, au staționat în 3 cazuri, au crescut în 4 cazuri, 2 persoane nu și-au repetat această constantă. Însumate, kilograme 82,9. Acestea sunt kilogramele care le-ați dat jos. De obicei, gratulăm așa persoane ca să încurajăm că se poate, că se poate și mai mult. Dar în zona medaliei de diamant nu am avut niciun reprezentant, acolo e de la 5-6 kg în sus. Dar am avut 3 care au primit medalia de aur în această serie. Și noi asta vă știți care sunteți, anume ați pierdut aproape 4 kg. Ceea ce nu este puțin, da? Deci 3 persoane au pierdut aproape 4 kg în această serie. Alte 3 persoane ar merita să fie gratulate cu o medalie de argint, că au pierdut 3 kg. Alte 5 persoane cu o medalie de bronz au pierdut 2,5 kg. Și 10 dintre dumneavoastră cu o medalie de plumb, pentru că ați pierdut 2 kg. O medalie mai grea, și dacă o purtați și alergați cu ea, în mod sigur îi ajungeți pe ceilalți. 21 de laureați în această serie. Da, iar acum la final am și eu un gând din cartea Ecclesiastru, de unde s-a mai citat în această seară, un gând care eu îl consider frumos. Și spune așa Dumnezeu prin acest om, Solomon: am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Dumnezeu să vă ajute să vă bucurați de tot ce face Dumnezeu. Amin. Mulțumim pentru statistică, pentru centralizarea acestor date, dar mulțumim și celor care au obținut rezultate benefice în domeniul sănătății. Urmează din nou muzică bună, însă înainte de corul oaspeților ar vrea să ascultăm o domnișoară frumoasă care ne va prezenta o poezie. Mă numesc Reina Anțințean. Bravo! De crești mare. Mai bună seara la trei. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în păziuni verzi și mă duce la apă de odihnă. El îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări dreptă, din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu plin valea umblei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, tăiacul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu-mi întingi masa în fața potrivnicilor mei și paharul meu e plin de dăpeste pe el. Da, fericire și îndurare mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Deci corul oaspeților. Dirijor Elisieda Dumitru, la pian Gabriel Dumitrescu. Ne-ați pregătit 3 piese în seara aceasta. Iubirea ce ne face așa de fericiți, aș vrea să duc în lume pacea Ta și este soare azi în viața mea. Vrem să vă ascultăm. Aș vrea să duc în lume pacea ta, iubire între cei ce se urăsc, iertare unde-i plesă inima, credință în cei ce se doiesc. Revarsă, Doamne, Duhul Tău bogat, să mă îngâi mult și Tu mai mângâiat, să simtă lumea harul Tău plin, pe cei neînțeleși să-i înțeleg. Aș vrea să duc în lume pacea ta, cuvântul plin de har dumnezeiesc, și tot ce însecat să poată bea din tine, sfânt izvor ceresc. Revarsă, Doamne, Duhul Tău cel sfânt, speranțe să se aprindă pe pământ, lumina Ta să alunge noaptea grea, și toți cei mici să până slava Ta. Aș vrea să duc în lume pacea Ta, putere celor care obosesc, să-mi dau și eu ca Tine viața mea, mă ascund în Tine să trăiesc. Este soare azi în viața mea, soare fără de abuz, minunată este strălucirea sa, de când o pe Iisus. Este soare, numai soare, fericite prin că acum trăiesc, când Iisus Hristos și-arată fața sa, este soare în viața mea. Numai cântec azi e viața mea, cântec nou nemai cântat, când Iisus mi-ascultă inima, de om e supărat. Este soare, numai soare, fericite clipe cum trăiesc, când Iisus Hristos și-arată fața sa, este soare în viața mea. Primăvară azi e viața mea, când aproape-i Domnul meu, pacea Lui îmi umple inima, sunt fiu de Dumnezeu. Este soare, numai soare, fericite clipe acum trăiesc, când Iisus Hristos și-arată fața sa, este soare în viața mea. Fericită azi e viața mea, ca un cântec de sabat, pentru tot ce vrea Iisus să bea și pentru ce mi-a dat. Este soare, numai soare, fericite clipe acum trăiesc, când Iisus Hristos și-arată fața sa, este soare în viața mea. Trei predici cântate. Cum putem fi mai fericiți? Să încercați să ne aduceți și câteva raze de soare în viață sau în inimă. Și într-o lume îmbibată, cu depresie și anxietate, ne-a spus că rolul nostru este să ducem pacea cu Dumnezeu acelor suflete. Ce note le dăm oaspeților noștri pentru cele trei cântări? 10? Ia auziți! Plecați cu 3 de 10 acasă. De când n-ați mai luat 10? Da. Felicitări! Bun, experiențele oaspeților, să vedem. Începem de la stânga la dreapta. Da? Vă ascultăm! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut ocazia ca să fiu împreună cu familia Hergelia. Și... Așa. Da. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost privilegiată pentru că această familie s-a rugat pentru noi, pentru fiecare. Și cred că oamenii pentru care cineva se roagă sunt cei mai binecuvântați oameni de Dumnezeu. E adevărat. Mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră neobosită și de calitate. Mulțumesc pentru că ne-ați ajutat să plecăm de aici sănătoși și cu un bagaj de cunoștințe care trebuie să-l punem în practică. Și pentru aceasta doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tot personalul de aici cu viață veșnică. Mulțumim frumos! Apreciem! Mulțumirea și bucuria mea se îndreaptă întâi către Dumnezeu și apoi celor care perioada aceasta cât am petrecut aici ne-au slujit. Chiar au făcut eforturi, eu așa am văzut, și au dat toată silința. Avem un verset în Biblie, plata cerească, cea nemăsurată, vor primi servii de la împărați. Și doresc ca plata dumneavoastră să fie întâi răsplătită de cel de sus. Sunt pentru a doua oară aici și mărturisesc că o să vă port în rugăciunile mele. Sunteți oameni deosebiți, de care avem nevoie fiecare. Și m-aș bucura ca astfel de centre să fie și în județul de unde vin eu, la Arad. Mulțumim frumos! Bună seara! Bună seara! Așa cum am spus și rândul trecut, sunt pentru a treia oară consecutiv aici. Sper să vin și la anul, să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim, poate toți nu, dar măcar cu o parte dintre noastră. Cuvintele mele sunt puține. Totul la superlativ. Mă simt minunat, mulțumesc celor care au avut grijă de mine, mulțumesc colegilor de grupă și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea sănătate. Amin. Amin. Mulțumim. Sunt foarte recunoscătoare Domnului și tatălui meu care a făcut această minune să pot să vin și sorei mele și Emma, care la insistențele lor cu greu m-am deprins de viața mea, care așa a vrut Dumnezeu să fiu în locul acesta și îi mulțumesc lui pentru fiecare persoană și pentru familia care a fost alături de mine și pentru fiecare persoană care am întâlnit-o aici, pentru doamna Eliza, care, în fiecare persoană care m-a ajutat și m-a încurajat, am văzut și în doamna Ana, în fiecare care a fost alături de mine, am văzut un înger de la Dumnezeu puși în dreptul meu. Și de-abia aștept să ajung acasă, înapoi în Canada și să le spun la toată biserica și la toți oameni și la toți românii să vină aici, să vadă aici o dragoste adevărată din Dumnezeu, care am simțit-o eu și doresc ca Dumnezeu să vă ajute în continuare să încurajați pe cât mai mulți, făcând bine cel mai nesemnat, îți faceți Domnul și de la El veți primi mulțumirea. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus la toți. Amin. Și mai ales lui Tată. Și noi mulțumim. Iubiții mei, după cum vedeți, poate cel mai în vârstă, peste 2 zile după ce plec de aici, trec din 89 în 90, dar Nu asta am vrut să știți. E cea mai mare bucurie pentru mine când găsesc oameni care să dăruiesc pentru alți oameni. Și aici am găsit oamenii aceștia care s-au dăruit pentru noi, în special pentru mine. Nu vreau să-i numesc cu numele, dar dumneavoastră aveți aici, în personalul dumneavoastră, oameni și cu bun simț și bine pregătiți profesional și pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu celui care a inițiat corul acesta într-un timp așa de mic, de scurt. Și vreau să vă spun că se pot face minuni acolo unde e voință și unde e dăruire. Dumnezeu să vă înzestreze mai departe cu harul Lui, ca ori de câte ori aveți ocazia să pregătiți oamenii și spiritual și fizic. Dumnezeu să vă binecuvântează și vă mulțumesc în mod special că s-au găsit așa oameni în țara noastră. Amin. Amin. Mulțumim și noi. Mă bucur că sunteți un exemplu de urmat, personalul de aici. Mă bucur din suflet pentru ce am întâlnit aici și toate aprecierile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim frumos. Bună seara. Bună seara. Pentru mine a fost un sejur plăcut, frumos, cum au fost și altele, că nu e prima dată când ajung. Dar bucuria mare am trăit-o, că am putut să aduc aici și pe prietena mea, pe doamna învățătoare, ca să guste din frumusețea locului, din bunătatea oamenilor, din tot ce este, că nu poți să găsești vină la nimic. Deci tot ce există aici e la superlativ. Și am ținut neapărat să vină și prietena mea, căreia îi dau cuvântul. Mulțumesc! Și noi mulțumim! Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat gândul cel bun și m-a ajutat să ajung aici la insistențele prietenei mele și ea mi-a povestit mult despre hergelia și nu venea să cred tot ce îmi spunea. Măi, nu se poate, chiar oameni așa de buni acolo. Chiar. Și am avut ocazia să văd ce fel de oameni sunteți, niște oameni de o calitate deosebită, oameni cu suflet mare. Poate că Dumnezeu a pus în sufletul dumneavoastră credința în bunul Dumnezeu, v-a făcut să vă purtați așa de bine cu noi. Adică apropiere, căldură sufletească. Ne-am simțit ca într-o familie. Eu sunt încântată și vă mulțumesc foarte, foarte mult tuturor. Mai mulțumim că ați fost. Bună seara! Bună seara! Sunt pentru prima dată la hergelia. Mi-am dorit cu mulți ani în urmă. V-am mai spus să vin cu soțul meu, dar a plecat la Domnul și mi-a plăcut. La început un pic a fost mai deficitar, dar totul s-a rezolvat în bine. Începutul un pic e mai greu, dar am trecut peste perioadele acelea mai puțin critice, dar a fost, mi-a plăcut minunat, plec o impresie foarte bună, atât începând cu personalul medical, și colegii care am avut aici au fost minunați, ne-am putut împărtăși unele idei și activitățile de afară. Ce pot să zic? Nu știu dacă când voi mai reveni, dar am să încerc să mă rog ca multe suflete să găsească aici pace trupească, pace sufletească și de dorit ar fi să-L caute pe Dumnezeu, în primul rând. Și eu vă salut cu Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat ce a avut mai scump pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Vă lăs cu harul și pacea Domnului. Mulțumim frumos! Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat și de data aceasta a treia oară să vin la Hergelia și de fiecare dată m-am simțit bine și vă mulțumesc tuturor care m-ați ajutat și care ați fost alături de mine și abia aștept să mai vin. Vă mulțumesc mult! Așteptăm cu drag, mulțumim! Bună seara! Să mă întorc. Nici un rezultat până acum. De colesterol, de greutate, de... Când mă voi întoarce la Timișoara, voi spune prietenilor și prietenelor mele să vină să viziteze Hergelia și mă vor întreba, e vorba de mulți cai acolo, cai nărăvași? Voi zice, nu, e un loc binecuvântat unde descoperi foarte multe lucruri pe care poate le știi, dar acum încă o dată le înveți mai bine. E vorba de devotament, prietenie, dedicație, sănătate, credință și multe, multe alte lucruri pe care le voi înșira ca pe un șirac de pietre nestemate. Un loc binecuvântat pe care sunt foarte bucuroasă că l-am vizitat și promit că voi mai veni aici. Le voi mai spune în încheiere că se și pot pierde lucruri aici și mă vor întreba oare ce? Kilograme. Și dacă pierd mai multe kilograme, două, cum mi s-a întâmplat mie, atunci vor primi și o medalie care poate fi de aur, de argint sau de bronz. Vă mulțumesc la toți și vă sunt foarte, foarte recunoscătoare. Sunt a doua oară la Hergelia și vin de la Timișoara, așa cum am zis în prima zi cu o gașcă destul de numeroasă. Am aflat că suntem 11 și nu 9, cum știam eu. Și plec mult îmbogățită din toate punctele de vedere. În primul rând, îmbogățită spiritual, și aș spune aceasta pe primul rând, în primul rând, pentru că aici am avut ocazia să văd, să simt și să pot percepe mai profund modul în care descoperirile cele mai actuale ale științei se pot împleti armonios cu adevărurile biblice și cum acestea pot fi transpuse într-o instituție, într-o viață a unui om, încât să vedem transformările care pot fi produse de aici. Și plec cu această convingere că este calea prin care noi putem crește fiecare dintre noi, orice instituție și orice altă entitate la care noi ne gândim. Aici am văzut într-adevăr oameni care aplică aceste adevăruri în viața lor și ne-au fost adevărate modele pe care să le urmăm. Indiferent că este vorba de șeful instituției, că este vorba de îngrijitorul fermei sau de asistenți, de terapeuți, modul în care cunoștințele lor profesionale, abilitățile dobândite de-a lungul experiențelor, le îngemânează cu aceste adevăruri biblice care ni le transmit și nouă pentru a le înțelege mai profund. Pentru asta vă mulțumesc din suflet. Am câștigat și pe în celelalte domenii. Da, am dobândit mai multă flexibilitate în articulații, mi s-a mai reglat și tensiunea arterială, n-a fost cazul să scad greutate, dar nici n-am pus, deci am rămas constantă și mă bucur pentru aceasta. Mi-am întărit puțin și mușchii, să se vadă că pot să fiu mai sforțoasă, dar plec acasă acum mai încărcată și mai plină de motivație ca să răspândesc aceste beneficii și aceste lucruri descoperite aici la cât mai multă lume. În primul rând în familia mea și la prietenii mei și vom vedea la anul roadele cu câtă lume mă voi întoarce. Vă mulțumesc tuturor și Dumnezeu să ne ajute. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate acestea, dar mulțumesc și pentru timpul care ni l-a dat să petrecem aici în soare, în aer curat și chiar și cu ploaia aceasta binefăcătoare și răcoritoare. Vă mulțumesc din suflet tuturor. Mă numesc Badea Gheorghe. E a doua oară când vin aici. Nu sunt atât de bine dispus. S-a întâmplat un accident în familia mea. Asistențe sunt acolo, fata mea e acolo cu soția. S-a produs o mărăgie de sânge și vă dați seama, am emoții de data asta. Dar mulțumesc Dumnezeu că El ne poartă în carul Său de biruință cu toate situațiile prin care trecem. Cred și sunt convins că va fi bine până la urmă. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care v-ați ocupat de noi, pentru că vreau să vă spun că e bună și puțină disciplină. Noi, după Revoluție încoace, am uitat să mai ținem cont de disciplină. Și e bună disciplina și mă bucur că există aici și să vă ajute Domnul să o păstrați în continuare. Și cei care vin aici să învețe de aici, cum am învățat și eu și cum învață toți. Îi mulțumesc Dumnezeu că plec mai ușor cu 4 kg. Felicitări! Colesterolul deja s-a pus jos de tot. Chiar am rămas uimit. Mai sunt unele de reglat, dar cu ajutorul Domnului, în familie, și când vin înapoi, sper să nu mai vin cu 3 cifre, să vin cu 2. Amin. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi și la toată echipa de vizitatori. Că sper că ne-am înțeles bine, chiar dacă ne-am plimbat, ne-am dus, am vorbit, am discutat, am avut experiențe frumoase. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mă numesc Iolanda Ascher, eu vin din Germania, mă bucur că iarăși sunt aici și vă doresc la fiecare sănătate bună de la Dumnezeu. Mulțumesc! Hergelia, o școală cu program intensiv. Scuze. În care cuvântul de ordine este educație. Educație fizică, educație alimentară, educație spirituală, educație sanitară, într-o manieră elegantă. Prezentările de fiecare dimineață ne-au ajutat pe toți. Educație. La un nivel destul de înalt. Apreciez foarte mult și doresc să-mi exprim admirația și aprecierea pentru toată clasa care a absolvit și a câștigat premiul 1 la încheierea acestui curs intensiv în care educația a fost cuvântul de ordine. Orice sistem educațional în lume are la bază 3 componente. 1. Informație. 2. Disciplină. 3. Modele. Am avut nu doar informație cu caracter medical sau sanitar. Am avut și disciplină să te scoli în fiecare dimineață la 6 și să mănânci ce n-ai mâncat niciodată și să te încadrezi într-un program destul de obositor uneori. A fost o disciplină destul de dură. Apreciez faptul că toți v-ați încadrat, am văzut cum alergau pe scări, unii coborau, alții urcau. Repede. Într-o disciplină exemplară. Nimeni nu s-a plâns că e prea greu, deși uneori era. Factorul motivator a fost faptul că toți ne-am integrat în acest program de disciplină destul de riguros. Și al 3-lea factor important, personalul și cadrele medicale de aici nu doar că ne-au predat niște lecții, ei înșiși s-au străduit să ne fie modele. Nu ne-au pus pe noi la alergări și dânsi să stea la birou, ci împreună 5 km într-o oră parcurși într-un ritm destul de opositor, pe o căldură destul de arzătoare. Apreciem foarte mult că ne-ați fost modele și ne-ați dat motivația, mergând înaintea noastră, spunându-ne că se poate. Singur n-am fi reușit. Ultimul cuvânt. Suntem creați ca să dezvoltăm relații armonioase de prietenie, de iubire și aceasta hrănește sufletul nostru. Am construit împreună o familie mare și ne-am sprijinit unul pe altul, haide că se poate, tata e foarte greu și am văzut destule persoane gâfâind, obosind, transpirând, totuși, haide să mergem. Vă mulțumim tuturor că ați absolvit școala și cu toții am câștigat premiul întâi. Dumnezeu să răsplătească toate cadrele medicale și toți participanții, ducând mai departe această veste bună în familii, printre rude, printre prieteni, haideți că se poate! Și într-o zi cu toții să spunem, am reușit! Amin! Mulțumim! Se cuvine să mulțumesc și eu familiei Hergelia, pentru că am petrecut aici, într-adevăr, zile minunate, minunate. Am fost răsfățată cum n-am fost răsfățată de foarte, foarte mulți ani. În primul rând de terapeuta mea, pe care am început să o iubesc. Vă spun drept, în momentul în care Paști, Crăciun, mă gândesc cu atâta drag că aș fi vrut să fie cu mine, cu noi acolo, în Timișoara. În plan personal am slăbit 1 kilogram. Nu mi-am propus, dar am slăbit. Colesterolul a scăzut cu 30 de unități în acelea. Și bineînțeles că voi încerca să urmez sfaturile pe care le-am primit aici. Nu pot să promit că le voi urma. Nu pot. Așa că am fost de 3 ani. Mai vin încă vreo câțiva ani până când o să înțeleg că trebuie să le urmez. Succes! Mulțumesc. Mulțumim! Vin pentru a 3-a oară și de fiecare dată sunt uimită și bucuroasă că găsesc același model, aceeași punctualitate, aceeași dedicație pentru sănătatea din toate punctele de vedere. Trupesc, sufletesc și atunci am să mă străduiesc, să respect tot ce am învățat aici și să pot să mai vin să vă dovedesc. Am scăzut colesterolul cu vreo 50% și greutatea mi constantă, în mare zic eu că sunt ok. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Eu sunt pentru prima oară și am rămas plăcut impresionată despre ce înseamnă Herghilia. Mi-a plăcut, mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut personalul medical, mi-au plăcut terapeuții, felul în care am fost tratată. A fost o experiență frumoasă și eu am venit cu un colesterol mare pentru că m-am înscris și la dependențe, pentru că îmi plac dulciurile foarte mult și colesterolul acela mare cu acest regim, tratament, că nu pot să-i spun așa, a scăzut, deci se poate. Voi încerca și eu acasă să urmez sfaturile domnului doctor. Nu promit că în totalitate mă voi lăsa de dulce, dar voi încerca. Mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru atmosfera plăcută, pentru tot ce am învățat aici. Mulțumesc mult! Și noi mulțumim! Din Brașov am venit pentru a 7-a oară aici la Hergelia. Dacă domnul asistent șef dă denumiri, supranume fiecărei serii, comparându-le cu cele anterioare și inspirat de lumea fotbalistică, a zice acestei serii cea de suflet. N-au prea predominant în relatările colegilor dinainte date obiective prea multe, Noi putem spune că suntem într-un progres constant de când venim aici și mulțumim terapeuților și colegilor pentru zilele petrecute aici. Și noi, mulțumim. Noi de foarte multe ori am fost deja la Hergelia, dar și ca și pacienți prima dată și ne-am simțit foarte bine. Ne bucurăm că avem rezultate bune. Am venit cu rezultate cât de cât bune, dar plecăm cu rezultate și mai bune și cu o sănătate și mai bună. Suntem recunoscătoare pentru tot personalul care au avut grijă de noi, mai ales pentru Andreea, terapeuta mea, și Luminița, terapeuta Teodorei. Și... Mulțumim! Trecem! Bună seara! Bună seara! Eu mi-am scris gândurile mele în cartea de onoare a centrului. Am de spus numai atât. Vă mulțumesc din suflet tuturor și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Stănescu Gheorghe, familia Stănescu Maria. Suntem pentru prima dată la Hergelia. Am venit oarecum îndoiți, neștiind ce ne așteaptă. Și vreau să vă spun sincer că plec extrem de fericit și de încântat de ce am găsit aici. Personal deosebit, profesional, sufletește. Din orice punct de vedere am luat, am fost absolut mulțumit de tot ce am văzut. Încântat deosebit de corul nostru, care săracii în 4 repetiții au reușit să realizeze ceea ce am auzit aici. Nu am cuvinte să mulțumesc tuturor pentru tot ce ne-au făcut, însă să știți că aveți un personal profesional bine pregătit și profesional și sufletește. Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem aici și sper să ne mai vedem. Ca realizare pentru mine, am reușit să scad 2 kilograme, dar am vrut mai mult, dar de vină este bucătăreasa, pentru că n-am știut ce înseamnă mâncarea vegană, vegetariană și m-am scăpat mai mult la mâncare. Vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dacă un medic spune că avem personal pregătit, înseamnă că... Foarte bine. E un adevăr. Mulțumim. Bună seara! Bună seara! Vreau întâi să mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să venim și anul acesta aici și în al doilea rând să mulțumim întregii echipe care ne-a ajutat să venim din nou aici și care cu ajutorul lui Dumnezeu vom veni și în anul care va urma. Mulțumim pentru profesionalitatea echipei, pentru dăruirea și devotamentul întregii echipe a dumneavoastră pentru toți pacienții care sunt aici. Ca realizare am reușit să scad colesterolul cam cu 90 de unități și trigliceridele cam cu 30. La greutate mai puțin, dar asta este. Mulțumim și vă dorim să aveți parte numai de sănătate și să puteți ajuta și alte serii în continuare. Mulțumesc frumos! Bună seara! Bună seara! Cuvinte foarte frumoase cu care sunt de acord. Nu le voi repeta din inimă. Sunt alături de tot ce s-a spus până acum. Voi fi un pic mai prozaică în sensul că spun că am venit cu 2 deficiențe și în urma controlului mi s-au mai descoperit 3. În acest interval, cele 2 recunoscute și mărturisite de mine s-au dovedit a fi rezultatul unui stil de viață, hai să zic, dezordonat, așa cu jumătate de voce, igiena somnului, despre care am aflat, Știam teoretic, dar m-au convins niște argumente frumos așezate și susținute. Deci, în acest interval pot spune că mi-am rezolvat cele două probleme. Depinde în continuare de mine ce voi face. Iar noutățile, cele trei, în primul rând deficiențe de vitamine, probabil că se va rezolva, și colesterolul care a scăzut. Am fost cu minte. Nu pot decât să vă mulțumesc și eu și să vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumesc! Bună seara! Bună seara. Pentru prima dată la Hergelia și pot să vă spun că a fost o experiență extraordinară. Toată admirația pentru personal. Sunteți grozavi, n-am alte cuvinte. Și sper să urmez, adică mi-am propus să urmez toate indicațiile domnului doctor. Și să mai vin. Succes! Mă așteptăm cu drag! Bună seara! Bună seara! Împreună cu soția suntem pentru prima dată la Hergelia și vreau să mulțumesc întregii echipe de la Hergelia, care prin profesionalism și dăruire m-au făcut și ne-au făcut să ne reinventăm. În ce privește hrana, odihna și mișcarea. Și vom ajunge acasă și vom continua, așa mai timid la început, să ducem să punem în practică ce am învățat aici. Succes! Că a fost nemaipomenit. Vă mulțumim pentru tot! Și noi mulțumim! Bună seara! Bună seara! Vreau să vă spun că plec de la această activitate pe care am desfășurat-o împreună 11 zile foarte, foarte bucuros. A fost greu să vin aici. De 2 ani de zile mă străduiesc să găsesc loc. Până la urmă, fata mea a reușit și îi mulțumesc și ei și dumneavoastră că m-am simțit extraordinar. Pornind de la domnul doctor Moroșan Sorin, cred că nu grecesc, un om deosebit în care mi-a explicat ce trebuie să fac eu. Și care e greșeala mea în viață? Faptul că nu fac niciun fel de mișcare acasă. Absolut. La 100 de metri, dacă trebuie să mă duc la magazin, pornesc mașina și mă duc și eu alimentele. Pentru mine, nu mai vorbesc de alimentație, că numai grătare, fripturi, cârnații mici și așa mai departe. În ultima perioadă m-am îngrășat foarte mult și atunci am hotărât să fac ceva pentru a stopa, dacă nu, să și micșorez kilogramele. La îndrumarea unui doctor de la București, face: băi, Ghinete, du-te la Hergelia, că acolo și-a... e locul tău. Și n-a greșit. N-aș vrea să nu-i mulțumesc la tot personalul, dar în special la domnul Ovidiu, care a fost ca un frate pentru mine. M-a îndrumat, m-a sfătuit ce trebuie să fac și de acum încolo. Am vorbit acasă, am terminat, am... frigiderul și lada plină de carne de porc, de vită, am terminat cu ele. Amin! Amin! Începând de astăzi, mă interesez pentru la anul. Eu am o viață foarte strictă. Am societate de profesor de meditație, de matematică. Și nu pot să plec, să las copiii fără să fac meditație, și numai în vacanță. Și e greu de găsit loc la dumneavoastră în vacanță. Dar n-am putut să reușesc eu să vin. Dar nu mă așteptam să devin vegetariană. Nu mă așteptam. Am un foarte bun prieten care i-a meritat 3 băieți. Sunt aventiști de ziua 7-a, sunt oameni grei. Unul și-a deschis în București o societate IT, altul este pastor la Biserica Brâncoveanu în București. Altul se ocupă de materiale de construcții, sunt foarte bine văzuți. Și au încercat ei să mă facă să nu mai mănânc carne, mai ales întâi de porc, după aceea de vită și de pasăre, dar n-a reușit, pentru că trebuia un spațiu cum este acesta, departe de oraș, ca să nu mă duc să cumpăr salam de Sibiu sau mai știu ce. Vă mulțumesc mult de tot și vă dau Dumnezeu sănătate. Amin. Și ne întâlnim la anul. Amin. Și succes pentru decizia de a fi vegetarian. Am venit din Constanța la indicația unui prieten din țara Oașului și am găsit ceva deosebit aici. Eu nu sunt chiar așa de bolnav. De 10-15 ani fac tratamente de astea naturiste și am analize bune. Dar aici am dat seama că e loc și de mai bine. Vă mulțumesc la toată lumea, sunteți foarte pregătiți în toate și poate că o să mai vii la anul. Sănătate, la mulțumesc! Mulțumim și noi! Fiind aici, mi-am reamintit îndemnul: căutați împărăția lui Dumnezeu și totul vi se va da. Mulțumim Creatorului și Coordonatorului Dumnezeu și celorlalți coordonatori, oamenii cu care ne-am interrelaționat pe același îndemn pentru a urma calea, adevărul și viața cu sănătate, adevărata viață. Prin acest stil recomandat, inițiat, coordonat aici. Mulțumim! Mulțumim lui Dumnezeu și dumneavoastră, celor cu care ne-am relaționat, noi, familia Vizitiu. Pentru întreg personalul de la Hergelia, un gând bun din partea noastră și un foarte mare respect. Mulțumim frumos! Bună seara! Bună seara! Sunt prima oară aici și pentru că am venit și singur, inițial am crezut că mă voi simți stingher puțin, dar personalul foarte amabil și atent și restul oamenilor m-a făcut să mă simt ca între prieteni. A fost foarte ok. Am învățat multe lucruri, sper să pot să continui să fac cât mai multe dintre ele și sper să-mi conving și părinții să vină. Mulțumesc! Și noi mulțumim! Bună seara! Suntem Alexandra și Marius Iriza, a 3-a oară consecutiv la Hergelia. Mă alătur și ne alăturăm gândurilor bune spuse de cei de dinaintea noastră și am să vă spun o scurtă întâmplare. Lunea trecută, când am venit în prima tură prin pădure, am pierdut ochelarii pe care am căutat 3 zile la rând, între 2 și 3 ore, iar joi s-a întâmplat ceva la care oricum nu mă mai așteptam. M-am întâlnit cu tura condusă de Irinel, căruia i-am spus și lui: uite ce am pățit. Eu mi-am continuat căutările pe traseul pe care știam că am fost și, surpriză, după jumătate de oră mă sună Alexandra și îmi spune: am găsit ochelarii. Irinel i-a găsit. Unde? Pe o creangă, într-un pom. Deci, cum au ajuns acolo, cine i-a pus, Dumnezeu să-i dea sănătate și să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Toate cele bune. Mulțumim. Ești sus pe o creangă de pom, mai sunt și ochelari, nu doar pui. Bună seara! Bună seara! Soția mea și cu mine suntem pentru prima oară la Hergelia. Am auzit doar lucruri bune despre acest centru și ajungând aici, acest lucru s-a confirmat. Am găsit un loc liniștit, plin de pace și plin de oameni minunați. Și ce pot să spun, că așteptările ne-au fost depășite. Depășite. Și cu siguranță o să ne întoarcem. Ne bucurăm. Și aș mai vrea să mulțumesc oamenilor care au fost în această tură și zâmbetelor pe care le-am primit de la fiecare dintre ei. În mod deosebit lui Ovidiu, că a avut și el grijă de soțul meu, n-am trebuit să fiu singură. Și în mod și mai deosebit Anei, care îi doresc lumină și iubire pe drumul ei împreună cu copilul său. Tuturor vă mulțumim! Mulțumim și noi! În spate mai sunt câțiva care n-au luat cuvântul. Bună seara! Bună seara! De data asta am luat eu microfonul, pentru că soțul meu a spus, acum vorbești tu. Vreau să spun că ne-am simțit foarte bine aici, suntem pentru prima dată, am aflat și noi de la niște prieteni care ne-au vizitat în Anglia și ne-a spus că chiar merită să venim. Noi n-am mai stat pe gânduri, în 3 luni am sunat și ne-am luat biletul. Vreau să mulțumesc tuturor echipei care a fost foarte bine pregătită, mulțumesc tuturor care au fost angajați în această cursă, cum să spun. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze echipa care a lucrat foarte mult pentru noi și tuturor cu care ne-am întâlnit. Am avut un timp foarte frumos și Domnul să vă binecuvinteze din toate privințele. Mulțumim frumos! Și noi mulțumim! Dacă îmi dați voie să vă salut și eu, un băgător de seamă, cum îți de obicei. Vă mulțumesc tuturor celor care suntem în școala asta, deci vorbim de participanți. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost activi cu noi și vreau să mai mulțumesc o altă sesiune pentru cei care nu i-am văzut. Și cu siguranță Dumnezeu îi va binecuvânta acolo unde și-a făcut treaba, chiar dacă nu au avut tangență cu noi, fie la grădinărit, fie la pregătiri, Dumnezeu să binecuvânteze. Așa cum am spus, vreau să vă dau biblic, Ioan, capitolul 14, versetul 3, este că Iisus Hristos ne-a pregătit un loc, acolo unde El să fim și noi, și așa cum spune, tot în Ioan, capitolul 12, versetul 50, acolo în viață veșnică să ne întâlnim cu toții și împreună cu noi să fie și cei dragi ai noștri. Dumnezeu să vă binecuvânteze și aș dori să continuați în continuare pentru că aveți succes și este nevoie de dumneavoastră să susțineți persoane în care avem nevoie de dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim! În stânga noastră. Ok. Numele meu este Moț Gabriela, vin din Arad. În primul rând, un mare, mare mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Hergelia a fost răspunsul rugăciunilor din ultimele luni. Apoi, un mulțumesc frumos colegilor care au fost toți atât de minunați. Am primit, oricând urcam pe scări sau la bucătărie sau la plimbări sau... Am primit doar zâmbete și încurajări și am auzit experiențe atât de minunate. Mulțumesc pentru fiecare dintre voi care ați fost aici. Vreau să mulțumesc apoi personalului care s-a ocupat de noi, de la recepționeră, de la doctor, de la medici, de la asistenți. Pentru fiecare un mulțumesc și în mod deosebit vreau să mulțumesc Emei, cred că a plecat între timp, terapeuta mea, care m-a preluat de la recepție, m-a ghidat și fiecare tratament pe care l-a făcut pentru mine a început cu o rugăciune. Și ea a fost pentru mine o mare încurajare, și cuvintele ei, de fiecare dată care mi le spunea, erau despre dragostea lui Dumnezeu și îi mulțumesc mult. Hergelia pentru mine rămâne o oază de dragoste, liniște și pace sufletească. Și așa ca o glumă, după ce am făcut programarea aici, nu am realizat că mâncarea este vegană. Și mă gândeam apoi, Doamne, cum o să rezist eu 11 zile cu mâncare vegană? Și am început să caut pe Google prin împrejurim restaurante, din cazul în care mi-e foame, pot să comand ceva, ce o să fac? Dar totul a fost ok, n-am murit de foame, mi-am menținut greutatea, cred că vreo 400 de grame am scăzut doar. Mulțumesc mult încă o dată pentru fiecare dintre voi și că existați și doresc ca cât mai multe persoane să beneficieze de acest loc, pentru că este o vindecare pentru suflet. Mulțumesc! Și noi mulțumim! Acum apropiat de microfon, am uitat să vă spun datele cu care m-am confruntat. De la o masă dimineața, una la amiază și 3 spre seară, am ajuns să rămân doar la 2. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin! Să continuați așa! Hergelia, o adevărată oază, oameni foarte bine pregătiți, deci o armată de oameni extraordinari. Am găsit aici foarte multe zâmbete, foarte multă dorință de a ajuta fiecare cu ce te confrunți, care e problema ta, cum te putem ajuta, ce putem face pentru tine. Mihaela, care a suportat toate sensibilitățile mele, tuturor care m-au încurajat, Irinel care a zis, hai, că ești de grupa 1, atunci când eram prima de la coadă. Și sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu pentru toți cei care ați fost aici, pentru fiecare zâmbet, pentru prietenii, pentru... Da, pentru fellowship-ul acesta care a fost. Mă bucur mult că am putut să vin. Îmi pare rău că nu am putut să vin mai repede. În urmă cu vreo 8 ani eram plănuită să vin aici și poate dacă veneam atunci starea mea nu s-ar fi agravat chiar așa de tare, dar Dumnezeu este în control și El știe toate lucrurile de ce trebuie să se întâmple și vreau să vă încurajez să mergeți acasă plin de speranță că sunteți în planul Lui. Amin. Mulțumim. Sunt aici pentru a doua oară. Și pot să spun că este a doua oară când am primit un real ajutor aici. Și sunt foarte fericit că soția mea a fost cu mine de data aceasta. Și de asemenea pentru soția mea a fost o experiență foarte bună. Și am primit din nou motivația de a aduce toată învățătura de aici în viața noastră de zi cu zi. Așa de multe lucruri pentru personalul care lucrează așa de mult. Dar trebuie să spun ceva special. Ce a fost cu adevărat minunat aici au fost de asemenea oaspeții de aici. Am avut așa de multe întâlniri frumoase. Să descoper atâția oameni prietenoși aici. Și să avem discuții frumoase. Vă mulțumesc foarte mult oaspeților. Și un lucru a fost foarte special pentru mine. Știți că noi nu putem să vorbim românește, îmi pare rău. Când am făcut sport în bazin, în special în a doua parte a exercițiilor, Am văzut că nu mai e nevoie de nicio limbă. Ne puteam înțelege fără să cunoaștem oricare dintre limbi. Și îmi voi aminti cu drag asta. Vă doresc tuturor multe binecuvântări. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc mult. Și noi mulțumim. Se apropie alegerile parlamentare și aș dori ca toți dintre noi să propunem la alegători ca și această instituție să primească bani de la Ministerul Sănătății. Pentru că are grijă de sănătatea oamenilor. Eu am plătit 45 de ani, am cotizat pentru la sănătate și acum trebuie să plătesc bani în plus pentru că trebuie să vă luați salariile dumneavoastră și așa mai departe. Măcar să vă plătească salariile dumneavoastră. Măcar, nu mai vorbesc de masă, cazare și așa mai departe, administrativ. Eu așa aș dori, poate dacă vine din toate colțurile țării, probabil că e un semnal și se gândește și ei să facă ceva pentru oamenii sărmani. Când în statistica serii se spunea că media de vârstă e 62 și mă gândeam că terminăm pe la ora 9, știți, un semn al celor vârstici, vorbesc cam mult. Însă suntem doar cu 10 minute întârziați, suntem aproape în grafic. Am vrea să încheiem și înainte de a face ultimele anunțuri, înainte de a ne despărți, dorim să înălțăm o rugăciune, să vă încredințăm marelui medic pentru perioada după ce veți pleca de aici și rog pe colegul meu, pastor Predaionel, să se roage. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm cu recunoștință înaintea ta, aici în mijlocul naturii, unde tu l-ai așezat pe om de la început, să simtă pacea, liniștea și să intre într-o relație mai profundă cu tine. Îți mulțumim pentru aceste zile petrecute aici, zile cu soare, zile cu răcoare, zile cu ploaie în care tu ai îmbinat armonios culorile naturii pentru vindecarea noastră trupească și sufletească. Îți mulțumim că ne-ai alcătuit ca o echipă mare și puternică în jurul unor principii de sănătate raționale și logice pe care am încercat fiecare să le respectăm cât am putut mai bine. Îți mulțumim că te-ai atins de trupurile noastre și ne-ai dat fiecăruia speranța vindecării, respectând aceste principii valoroase. Ajută-ne să înțelegem că organismul nostru funcționează după legi care guvernează universul, care guvernează ființa noastră și ascultând și respectând principiile acestea valoroase, vom recăpăta sănătatea mult dorită. Amin. Te rugăm să ne binecuvintezi pe toți în scopul acesta, amin, să ne dai tuturor puterea și motivația de a merge mai departe și împreună să promovăm aceste principii prin stilul nostru de viață, amin, prin modelul nostru de a trăi în familiile noastre, printre rudele și prietenii noștri. Amin. Și ajută-ne ca împreună să formăm o echipă mare care promovează principii de sănătate raționale, amin, și care să ducă în lume această veste bună, că tu poți lucra mai departe pentru vindecarea noastră a tuturor. Amin. Ajută-ne să găsim înțelepciunea necesară să putem aplica în mod corespunzător aceste principii. Amin. Să nu cădem în extremism, în fanatism, în acuzare sau critică la adresa celorlalți care nu înțeleg încă aceste principii. Te rugăm să ne dai înțelepciune și putere în fiecare zi să mergem mai departe pe drumul acesta frumos al ascultării de tine pentru a redobândi sănătatea mult dorită. O sănătate fizică, o sănătate emoțională și o sănătate spirituală de care avem cu toții nevoie. La încheierea acestui program am dorit să ne încredințăm în mâinile tale. Amin. Ne-a fost atât de bine aici împreună. Te rugăm, ajută-ne să ne purtăm mai departe în rugăciune unii pe alții. Amin. Și împreună să reușim în lupta vieții, în așa fel încât într-o zi, când Tu vei reveni pe norii cerului, să putem fi și noi printre aceia care vom aduce slavă, cinste și închinare în numelui Tău pentru veșnicie și să nu ne mai despărțim niciodată. Amin. Îți mulțumim că ai fost cu noi, ne-ai ocrotit și ne-ai păzit în toate, de aceea ne închinăm cu recunoștință înaintea Ta, în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările de pe canalul nostru de YouTube pentru a primi mai multe informații de la noi.